face vă frați și surori, fiți binecuvântați de Domnul și în această seară. Stând în bancă, abia acum m-am prins de ce nu se așează oamenii pe primele rânduri în fața amvonului. Știți și dumneavoastră, nu? Se tem ca nu cumva predicatorul să strănute și să le dea vreun virus. Și de asta vă puneți tot în spate să vă protejați. Dar tare mult m-aș bucura ca măcar o parte din ceea ce auziți de la amvonul acesta se Transmite prin, prin boxele de pe laterală, să se prindă de inima noastră. Din câte știu, eu n-am uh, coronavirus, așa că stați liniștiți. Totuși, dacă cineva se potignește și se teme să ia cina ca am fi virusat, să ne putem dezinfecta, avem aici câțiva medici să ne faceți dezinfectarea înainte, să fim toți curați, frumos, ca lumea să se împărtășească așa cu încredere, punându-și toată nădejdea. În promisiunile Domnului. Mă bucur să fiu împreună cu voi și să putem să studiem și în această seară Cuvântul Domnului. Vom continua să vorbim despre adevărurile fundamentale, și deși îmi propusesem să mergem mai departe spre credință, m-am gândit totuși să mai rămânem o dată asupra pocăinței, mai ales că în seara aceasta trebuia să predice altcineva, dar am făcut așa o rocadă și am zis să rămânem tot asupra uh, subiectului pocăinței și să vedem puțin pocăința aplicată la nevoile bisericii. Pentru că este unul dintre subiectele care ar trebui să ne frământe pe fiecare dintre noi, pocăința aplicată la nevoile bisericii. Facem o foarte scurtă recapitulare cu privire la ceea ce am spus până acum. Apostolul în Evrei, capitolul 6, pune la baza adevărurilor începătoare pocăința. Bineînțeles, ne spune el, n-ar trebui să rămânem asupra acestor adevăruri începătoare. Noi ar trebui să mergem spre cele desăvârșite, spre adevărurile care, care ne descoperă mai mult din frumusețea lui Dumnezeu. Dar dacă nu suntem acolo unde vrea Dumnezeu să fim, este nevoie să ne întoarcem la adevărurile începătoare. Dacă construcția noastră, la care muncim de luni de zile sau de ani de zile, la un moment dat trage într-o parte și ceva nu e drept și dă să se prăbușească, nu avem altă șansă decât să dărâmăm toate cărămizile și să îndreptăm temelia. Înseamnă că nu am construit drept dacă la un moment dat am deviat de la gradația pe care dorea, doream să o urmărim. Unde vrea Dumnezeu să ajungem? Conform cărții Evrei și Noului Testament în special, la starea de oameni mari. Voi de mult trebuia să fiți învățători, spune Apostolul în Evrei. Adică oameni maturi spirituali, mentori spiritual pentru alții, părinți spirituali. Planul lui Dumnezeu pentru fiecare credincios e să-l transforme într-un părinte spiritual pentru alții. Un creștinism focalizat în mod excesiv pe nevoile personale, nu este ceea ce a planificat Dumnezeu pentru noi. Dacă noi ne gândim că toată viața creștină are de a face doar cu împlinirea nevoilor noastre personale, n-am înțeles planul lui Dumnezeu. Dumnezeu ne desăvârșește ca să putem fi de folos celorlalți. Dumnezeu ne crește ca să dăm nașteri spirituale, să aducem oameni în împărăția lui Dumnezeu și să devenim mentori pentru alți oameni. De ce ne întoarcem totuși la adevărurile începătoare? Pentru că n-am devenit încă mentori, pentru că n-am devenit încă părinți spirituali, pentru că mulți dintre noi trăiesc doar pentru propriile nevoi și când venim la biserică, asta urmărim, să ne mai mângie Domnul pe noi, să ne mai întărească Domnul pe noi, să ne mai vorbească Domnul nouă, dar prea puțin credincioși vin la biserică cu dorința arzând în inima lor, Doamne, eu mă duc acolo să fiu de folos pentru alții. Pentru că am crescut, nu mai vreau lapte duhovnicesc, vreau să fiu o binecuvântare pentru ceilalți. Am văzut că pocăința îmi schimbă mentalitatea, îmi schimbă gândirea, îmi schimbă inima și mă determină să mă ridic din starea mea spirituală și să mă duc la Tatăl Ceresc. Pentru că scopul pocăinței în cele din urmă e să mă aducă în brațele iubitoare ale Tatălui. Aceasta e dorința lui Dumnezeu, ca din împărăția întunericului eu să ajung în împărăția luminii, ca de la moarte eu să ajung la viață și am nevoie de pocăință ca să fac trecerea aceasta. Pentru că unul dintre cuvintele cheie când vorbim despre pocăință e cuvântul acesta, schimbare. Fie că vorbim de schimbarea minții, fie că vorbim de schimbarea mediului în care trăim, fie că vorbim de schimbarea unor obiceiuri în viața noastră, cuvântul cheie în toată lucrarea aceasta a pocăinței e schimbarea. O viață nouă întotdeauna începe cu o schimbare. Nașterea în lumea noastră începe cu o schimbare. Pruncul schimbă mediul lui, unde e protejat acolo în pântecul mamei, într-un alt mediu, dar e nevoie de o schimbare. Tot așa, în plan spiritual, pocăința reprezintă o schimbare. De la cele vechi am trecut la cele noi. De la moarte am trecut la viață. Din întuneric am trecut la lumină. De asta avem nevoie de pocăință. De asta avem nevoie de schimbare. Ce facem totuși când ne uităm în viața unei biserici, acum nu mai vorbim doar despre noi ca indivizi, vorbim despre noi ca biserică. Când ne uităm în viața unei biserici și vedem că biserica nu e acolo unde vrea Dumnezeu să fie. Ne întoarcem la adevărurile de bază. Și primul adevăr de bază e adevărul cu privire la pocăință. Dragii mei, în seara aceasta, ca să putem exemplifica ceea ce vreau să vă spun, să folosim imagini biblice, ne vom referi la mesajul Domnului către cele șapte biserici din Apocalipsa. La prima vedere s-ar părea că mesajul pocăinței este adresat celor din lume sau celor care intră imediat în proximitatea adevărului, aud adevărul, încep să se frământe. Este mesajul pocăinței adresat bisericii? Este mesajul pocăinței adresat inimilor noastre? La cinci dintre bisericile din Apocalipsa, Dumnezeu le spune pocăiește-te. Și asta ar trebui să ne dea de gândit. Două biserici sunt scutite de mustrare și nu sunt îndemnate să se pocăiască. Nu că n-ar fi avut nevoie de pocăință, dar pentru că erau biserici care treceau prin suferință, Dumnezeu nu le mai mustră. Ele nu aveau nevoie de critică în perioada aceea, Aveam nevoie doar de mângâiere. Dar la cinci dintre bisericile sale, Dumnezeu le spune în mod stringent, în mod clar, pocăiți-vă. Dacă o biserică nu e acolo unde vrea Dumnezeu să fie, singura soluție ca să împlinească voia lui Dumnezeu e să se pocăiască, să se întoarcă la adevărurile de bază. Și haideți să ne uităm pe scurt la mesajul către aceste cinci biserici și să vedem de unde izvorăște nevoia noastră de pocăință și de ce e nevoie ca noi, biserica, să ne pocăim la îndemnul lui Dumnezeu, adică să schimbăm starea pe care o avem costare după voia lui Dumnezeu. Prima biserică care a Domnului spune să se pocăiască este biserica din Efes. Apocalipsa capitolul 2, versetul 5 spune așa. Aduți dar aminte de unde ai căzut. Pocăiește-te și întoarce-te la faptele tale din tâi. Altfel voi veni la tine și îți voi lua sfeșnicul din locul lui dacă nu te pocăiești. Citind tot mesajul către Efes, ce descoperim? Că Biserica din Efes era o biserică matură. Avea discernământ spiritual. Era o biserică ce iubea adevărul lui Dumnezeu. Suferea pentru credință. Nu obosea în lucrarea ei spirituală. Este o biserică activă, implicată și, drept urmare, Domnului spune: Știu faptele tale. Dumnezeu cunoaște toate faptele noastre. Dumnezeu cunoaște toate acțiunile și activitățile noastre. Nimic nu este ascuns de ochii lui Dumnezeu. El știe ceea ce facem. El știe ceea ce fac eu, știe ceea ce faci tu. Știu faptele tale. Dar ce îi reproșează Dumnezeu acestei biserici? Versetul 4. Dar ce am împotriva ta este că ți-ai părăsit dragostea din tâi. Este un verset foarte dur, dar tare prost înțeles. Noi de multe ori îl citim, ce am împotriva ta este că ți-ai pierdut dragostea din tâi. Ca și cum mergem pe o cărare de munte și alergăm și ne scapă din buzunar dragostea lui Dumnezeu. Hopa, nu mai am dragoste de Dumnezeu. Merg 10 ani pe calea Domnului și îmi dau seama la o predică, măi, de eu nu-L iubesc pe Dumnezeu. Oare cum s-a întâmplat lucrul ăsta? Nu asta ne spune versetul. Versetul ne spune, ți-ai părăsit dragostea din tâi ai abandonat dragostea din tâi. În original te-ai despărțit de ea și te duce cu gândul la despărțirea dintre un soț și o soție. Ți-ai lăsat nevasta, ți-ai lăsat soțul, adică ai părăsit ceea ce aveai pentru altceva. Când Dumnezeu spune, ți-ai părăsit dragostea din tâi, la asta se referă. Ai lăsat dragostea de Dumnezeu, care e cea mai mare chemare pentru un credincios, cea mai mare poruncă, pentru altceva. Pentru altceva. Pentru ce, Doamne, ne întrebăm noi? Pentru diavol? Pentru lume? Și în mod bizar, nu. Biserica din Nefez nu slujea lumii și nu slujea diavolului, dar nu mai avea aceeași dragoste arzândă pentru Dumnezeu. Pe ce au schimbat ei dragostea de Dumnezeu? Știți pe ce? Pe activismul religios. activismul religios, care înseamnă activitate peste activitate, nu e dragoste de Dumnezeu. Avem la ora actuală foarte multe biserici active, foarte mulți creștini activi și pe Facebook, și pe internet, și în biserică, și pe unde vreți dumneavoastră, dar faptul că suntem activi nu înseamnă neapărat că avem dragoste de Dumnezeu. Activismul nu e o problemă în biserica noastră, vă spun eu la noi în biserică problema e lipsa de activism. Chiar mi-aș dori să fii mai activ. Asta nu e neapărat o problemă pentru noi. Dar activismul religios care de multe ori se traduce și în fariseism religios este o problemă foarte serioasă pentru că ne dă imaginea înșelătoare că dacă facem lucruri pentru Dumnezeu înseamnă în mod automat că îl și iubim pe Dumnezeu. Și lucrurile nu stau așa. Sunt două motivații care stau la baza acțiunilor noastre. Și la baza faptelor noastre spirituale. Domnul Iisus le explică în predica de pe munte: Faceți anumite lucruri ca să fiți văzuți de oameni. Asta e prima motivație. Ei postesc, ei se roagă, ei fac milostenie, ei fac ceea ce fac ca să-i vadă oameni. E prima motivație. Scopuri egoiste. Să mă vadă oamenii, să-mi dea like-uri, să vină lumea în biserică și să zică, măi, ce frate, extraordinar, ce om deosebit. Și mi-am luat răsplata, dar Dumnezeu nu-mi dă nicio răsplată. Sau fac anumite lucruri pentru Dumnezeu ca să mă vadă Tatăl Ceresc. Aici e vorba de discreție. Nu știe dreapta ce face stânga. Acolo nu mă rog și nu vine înaintea oamenilor să le zic cât mă rog și cum mă rog. Mă în ascuns. E vorba de o discreție care îl onorează pe Dumnezeu. Noi în biserică trebuie să înălțăm numele Domnului, nu numele nostru. Când o biserică și înalță numele ei, prin activismul ei și îl lasă pe Dumnezeu deoparte, Dumnezeu se supără. Și Dumnezeu îi spune bisericii din Efes, știu faptele tale, ești foarte activă, ești foarte implicată, dar ceea ce faci nu faci din dragoste pentru mine. Dragii mei, Scriptura ne spune că tot ce facem, să facem din dragoste. Iată chemarea supremă. Tot ce facem, să facem din dragoste. La un moment dat, Biserica din Efes a uitat lucrul acesta și a început să facă lucruri pentru Dumnezeu, pentru imaginea ei ca imaginea ei să fie promovată în lume și toată lumea să zică, iată o biserică model. Domnule, avem 10 departamente de lucru, avem 500 de membri. La noi oamenii dau zecială, nu așa cu taxe și cu onorarii ca în alte părți, ca o colectă. La noi oamenii dau zecială, la noi se studiază Biblia obligatoriu în fiecare zi. La noi oamenii știu Biblia din scoarță în scoarță. Dar unde-i dragostea? Ești atât de implicată, îi spune Domnul Bisericii din Efes, încât ai uitat să mă iubești. Drept urmare, mesajul e, pocăiește-te. În cazul lor, pocăința înseamnă, întoarce-te la iubirea de Dumnezeu. A te pocăi în cazul bisericii din Efes înseamnă întoarce-te la iubirea de Dumnezeu Ca tot ce faci să faci din iubire pentru Dumnezeu Pentru gloria lui Dumnezeu, pentru slava lui Dumnezeu Nu pentru gloria ta, nu pentru slava ta Dragii mei, tu te rogi din iubire de Dumnezeu? Tu citești Biblia din iubire de Dumnezeu? Tu vii la biserică din iubire de Dumnezeu? Bun, facem o abstracție în seara aceasta, unii n-au venit de frica virusului, dar nu poți să-L iubești pe Dumnezeu, probabil, și să te temi și de virus. N-am analizat încă problema, că abia acum e gravă situația, abia acum avem material de, de analizat. Dar dacă stai acasă și zici, a, decât să mă rog forțat, mai bine nu mă rog. Decât să citesc din Biblie obligat de împrejurări Mai bine nu citesc Decât să mă duc la biserică și să stau pe telefon Că mă plictisesc Mai bine stau acasă Asta nu e o soluție Soluția e întotdeauna La nepăsarea spirituală La atitudinea aceasta de, de a ne lăuda pe noi și propriul nostru nume E pocăința Pocăiește-te Înseamnă să te întorci la dragostea din tâi Înseamnă să faci tot ce faci pentru gloria lui Dumnezeu Pentru slava lui Dumnezeu Când o biserică își pierde dragostea pentru Dumnezeu. Și când ceea ce face o biserică nu e din iubire de Dumnezeu, singura soluție e să ne pocăim. Vă încurajez în seara aceasta să vă analizați inima. Dacă nu vă rugați din iubire, dacă nu studiați Scriptura din iubire de cuvânt, dacă nu veniți la biserică din iubire frățească, că e dragostea frățească între noi, singura soluție e să ne pocăim. De asta are biserica nevoie de pocăință. Și de aceea trebuie să ne întoarcem la dragostea din tâi. Să ne întoarcem la pasiunea aceea pe care o aveam pentru Dumnezeu. Repet, pocăință pentru Efes înseamnă întoarcerea la iubirea din tâi. Avem nevoie de o asemenea pocăință. Avem nevoie de o asemenea întoarcere la Dumnezeu. Doamne, cu toată inima vrem să te iubim pe tine. A doua biserică care îi vorbește, domnule, este biserica din Pergam. Capitolul 2, versetul 16 pocăiește-te dar, altfel voi veni la tine curând și mă voi război cu ei cu sabia gurii mele. Pergam este o biserică credincioasă. Ea ține la credință chiar și în ciuda persecuțiilor. Dacă vom vedea mesajul, ea se afla în centrul de unde plecau persecuțiile religioase. Spune Domnul, acolo unde se află scaunul de domnie al satanei. Care era problema acestei biserici? Știți care era? Permisivitatea și toleranța prost înțeleasă. Ei erau moderni și așa cum sunt oamenii moderni și astăzi, treau după un principiu binecunoscut cunoscut nouă, care zice așa, fiecare e liber să spună ce gândește. O fi, dar nu în biserică. O fi, dar nu în biserică. Fiecare e liber să spună ce gândește unde vrea el, dar nu în biserică. Pentru că în biserica din Pergam, tocmai aceasta era problema în dorința lor de toleranță, permiteau tuturor să spună ce vor în biserică. Și aveau printre ei ereziile lui Balaam, ereziile nicolaiților și alte erezii și Domnul spune, eu nu suport așa ceva. În biserică trebuie promovat adevărul. Voi tolerați ca să se predice lucruri care nu sunt după voia mea. Și lucrul acesta mă întristează pentru că în momentul în care natura adevărului este pusă la îndoială și prin vorbirea lor oamenii atacă adevărul, biserica își pierde temelia, își pierde stâlpul pe care se susține. Pentru că stâlpul și temelia unei biserici este adevărul. Noi suntem chemați să promovăm adevărul. Nu avem voie ca de dragul toleranței să permitem ereziilor care duc la distrugerea bisericii să fie promovate în biserică. Chemarea la pocăință pentru pergam înseamnă întoarcerea la adevăr. Când Domnul îi spune, pocăiește-te dar, că altfel voi veni și mă voi război cu sabia gurii mele, ce vrea să le spună? Voi veni eu însumi cu cuvântul meu, zice Domnul, să vă arat ce trebuie să spuneți în biserică. Pentru că în biserică trebuie promovat adevărul. Dragii mei, dați-mi voi să vă spun următorul lucru. Când într-o biserică studiul personal și studiul comunitar este neglijat, biserica este expusă la tot felul de erezii. Noi nu ne dăm seama de asta. Noi nu ne dăm seama că este important ce citim, ce ascultăm, cu ce ne hrănim din punct de vedere spiritual. facebook YouTube-ul, internetul, reprezintă o masă spirituală cu tot felul de bucate. Și foarte mulți credincioși mănâncă fără niciun discernământ. Fără niciun discernământ. Recent cineva mi-a vorbit despre predica unui frate și că a fost întoarsă pe dos persoana asta. Dar de ce a ascultat așa ceva? Păi interesant, cu venirea Domnului, cu semne, dar de ce mănânci așa ceva? N-aveți alte mesaje pe care să le ascultați, n-aveți alte cărți pe care să le citiți, tocmai mesaje de astea controversate, contradictorii, foarte, foarte alunecoase și cu foarte multe interpretări vă aruncați. Este important ce asculți, pentru că dacă suntem obișnuiți să ne hrănim cu tot felul de lucruri periculoase, nu o să ne zidim pe adevăr nu o să ne zidim pe adevăr. În momentul în care neglijăm studiul personal și studiul comunitar, în momentul acela viața noastră este deschisă spre erezie. Și Domnul spune, pocăiește-te, pocăiește-te. Și de ce erau partide de învățătură în biserica din Pergam? Pentru că nu studiau împreună cuvântul lui Dumnezeu. Ei studiau în grupuri de influență. Unul zicea, lasă-l pe el cu părerea lui. Lasă-l pe el cu părerea lui. Dar nu veneau niciodată împreună să-și discute părerile. Pentru că întotdeauna ereticii se tem de studiul comunitar. Pentru că în momentul în care studiezi cu toată comunitatea, vine unul și te întreabă, mă frate, stai puțin, că nu-i chiar așa, ei nu-i chiar așa, frate, și începe să discutați. Și în momentul în care sunt dezbateri serioase sub călăuzirea Duhului lui Dumnezeu, descoperiți adevărul. Dar în momentul în care ai o apucătură teologică, te ții de ea, te izolezi de toți ceilalți, nu permiți nici măcar o întrebare critică că imediat zici că o, lupți împotriva Domnului. Dar avem nevoie de întrebări critice. Avem nevoie de frații de lângă noi care să ne zică, frate, învățătura ta e periculoasă. Dar de ce, frate? Păi uite de asta. Vedeți de ce e important să studiem împreună cuvântul lui Dumnezeu? De ce ne batem gura lună de lună, fraților, veniți la studiu, vă rugăm. Studiați cuvântul lui Dumnezeu. Pentru că în momentul în care ne izolăm de comunitate și studiem fiecare după capul nostru, masă e foarte bogată ne virusăm și după aceea nu mai avem creștere spirituală, ne necăm și când auzim o predică nimic nu ne mai intră pe urechi. Biserica din Pergam lupta împotriva adevărului prin nepăsare, prin faptul că n-au învățat să studieze împreună cuvântul lui Dumnezeu. Chemarea la pocăință ce înseamnă? Apropiați-vă de adevăr, întoarceți-vă la adevăr, stați împreună cu Biblia, 3, 4, 5, 10, 20 de oameni, rugați-vă ca Domnul să vă lumineze. Aceasta e voia lui Dumnezeu pentru noi, să stăruim împreună în învățătura apostolilor, să studiem împreună cuvântul lui Dumnezeu. Vă încurajez din toată inima, nu neglijați aspectul acesta al studiului personal, pentru că studiul personal înseamnă hrană spirituală, înseamnă ceea ce mănânc eu. Ce mănânci tu este important. Ce mănânc eu din punct de vedere spiritual este important. A treia biserică este biserica din Tiatira. Capitolul 2, versetul 21. Spune așa. I-am dat vreme să se pocăiască, dar nu vrea să se pocăiască de curvia ei. Tiatira este o biserică extraordinară. Probabil dintre toate bisericile, exceptând să spunem Filadelfia, este o biserică extraordinară. Uitați versetul 19 ce spune. Știu faptele tale, dragostea ta, credința ta, slujba ta, răbdarea ta și faptele tale de pe urmă că sunt mai multe decât cele din tâi. Avea dragoste, avea credință, avea răbdare, cam lucrurile pentru care ne rugăm noi zi de zi, nu? Doamne dă-ne dragoste, Doamne dă-ne credință, Doamne dă-ne răbdare, ei le aveau. Ei nu se mai rugau pentru le aveau. Doamne ajută-mă să fac fapte bune pentru tine, Ei aveau mai multe decât cele din tâi. Spre deosebire de, de, Efes, este o biserică plină de dragoste. Și totuși, ce are Dumnezeu împotriva acestei biserici e foarte interesant. Aveau un mijlocul lor o prorociță și vedem aici pericolul unei slujiri supranaturale fără direcție și fără control din partea liderilor bisericii. Se temeau frații din conducerea bisericii să o oprească pe sora Izabela. Sora aceasta vorbea ce vroia ea în biserică și nimeni nu îndrăznea să o oprească pentru că ea zicea așa vorbește Domnul. Și cum să o oprești tu că na, te opui lucrării Duhului Sfânt. Și femeia aceasta făcea ravagii în biserică. Și Domnul spune ce am împotriva ta e că tu lași pe femeia, tu o tolerezi. Ți-e teamă să iei măsuri. Se teamă să aplici disciplina bisericească? În biserică nu oricine are voie să vorbească, ci doar cei care sunt călăuziți de Dumnezeu pentru zidire spirituală. Pentru zidire spirituală. Și ce dacă se numește prorociță, spune Domnul? Ea nu este prorocița mea, pentru că ea duce poporul în rătăcire. Dragii mei, când cineva conduce credincioșii pe calea păcatului, trebuie oprit. Indiferent de statutul lui, indiferent de slujba pe care o are în biserică. Fie că e prezbiter, fie că e păstor, fie că e proroc, dacă cineva conduce pe altcineva pe calea păcatului, trebuie oprit. Aceasta e aceasta una dintre, meni, une, dintre scopurile esențiale ale unei biserici. Menirea esențială a unei biserici. Să promoveze adevărul și să îi determine pe credincioși să crească în adevăr. Nu avem voie să tolerăm ereziile. Deși Dumnezeu separă problema bisericii de problema Izabelei, ca și cum am spune, sunt două lucruri diferite, supărarea este adresată liderului bisericii. Bisericii, tu lași ca femeia aceasta. I-am dat vreme să se pocăiască, dar nu vrea să se pocăiască. Iată aici unul dintre semnele celor care sunt falși în credință. Refuzul de a se pocăi. Spune unui credincios fals în credință că trebuie să se pocăiască și știți ce va spune? A, dar nu am de ce. Eu nu sunt chiar așa de păcătos, dar uite-te la celălalt. El întotdeauna îi va vedea pe ceilalți mai păcătoși decât el. Și va cere întotdeauna ca alții să se pocăiască, dar ei nu. I-am dat vreme să se pocăiască, spune Domnul, adică i-am dat șansa să-și schimbe viața. Dar nu vrea. De ce nu vrea? Pentru că toți cei ce trăiesc în minciună refuză pocăința. Este unul dintre semnele care ar trebui să ne dea de gândit. Când cineva ne îndeamnă la pocăință, când cineva ne îndeamnă să ne smerim viața, când cineva ne îndeamnă să ne apropiem mai mult de Dumnezeu, noi ar trebui să spunem mulțumesc frate, roagă te -mi pentru mine, roagă te împreună cu mine. Dacă sărim în sus, iritați, a, dar pe mine mă vezi, dar pe el nu-l vezi, dar pe ea nu vezi și refuzăm pocăința să nu ne jucăm cu Dumnezeu. Pocăința este o necesitate de o importanță extraordinară în viața noastră să ne pocăim frați și surori ca să ajungem acolo unde vrea Dumnezeu să ajungem. A patra biserică este Sardes, capitolul 3, versetul 3. Aduți aminte, dar cum ai primit și auzit, ține și pocăiește-te. Dacă nu veghezi, voi veni ca un hoț și nu vei ști în care ceas voi veni peste tine. Sardes este o biserică moartă din punct de vedere spiritual. Îți merge numele că trăiești, dar ești mort. Când Dumnezeu o cheamă la pocăință, vedem aici o manifestare a Harului. Faptul că despre o biserică Domnul spune îți merge numele că trăiești, dar ești mort și totuși Domnul o cheamă la pocăință, eu descoper aici putere extraordinară a Harului. Dumnezeu nu-și abandonează biserica. Dumnezeu nu-și abandonează credincioșii. Ai ajuns într-o stare deplorabilă, spune Domnul. Ceea ce mai ai puțin în tine e pe moarte. Ești aproape de moartea finală. Și totuși te chem la pocăință. Pocăiește-te! Întoarce-te la Dumnezeu, întoarce-te la chemarea pe care ți-a făcut-o Domnul. Problema în Sardes era compromisul moral. V-ați mânjit hainele, ați acceptat în mijlocul vostru păcatul și ați spus despre păcat că e un lucru bun. Compromisul moral întotdeauna duce la distrugere spirituală. Și asta îi spune Domnul Bisericii din Sardes: rezolvă problema compromisului moral. Spune păcatului pe nume spune sfințeniei pe nume, dar nu-ți mânji hainele. Pentru că sunt totuși la tine, spune Domnul, câțiva care nu și-au mânjit hainele. Ei se roagă pentru tine, biserică. Ei se roagă pentru tine. Și dorința lui Dumnezeu e să ne curățească hainele tuturor celor din biserică. Acesta e mesajul, acesta e mesajul către biserica din Sardes. Un mesaj care ne cheamă la pocăință. La curățire, în momentul în care descoperim că nu mai avem nicio atracție pentru Dumnezeu, Singura șansă e să ne pocăim. Faptul că auzim chemarea pocăinței e harul lui Dumnezeu. E îndurarea lui Dumnezeu. să Slăvi să fie numele Lui. Și ultima biserică care îi vorbește Domnul despre pocăință este biserica din Laodiceea. 3 cu 19. Eu mustru și pedepsesc pe toți aceia pe care îi iubesc. Fii plin de râvnă, dar și pocăiește-te. Biserica din Laodicea este biserica arogantă. E biserica ce își făcea autoportretul și spunea: Eu sunt o biserică deosebită. Sunt bogată, nu duc lipsă de nimic. Adică sunt biserica ideală, învățați voi de la noi. Copiați-ne voi, imitați-ne voi pe noi. Asta, asta spuneau cei din Laodiceea. Și Domnul îi spune: Dar dincolo de mască, cum ești? Una e ce arată masca, alta e ce dincolo de mască. Una e ce pozăm unii în fața altora, alta e ce vede Dumnezeu în spatele măștii. Oamenii ar trebui să ne vadă cum suntem în spatele măștilor noastre. Așa cum ne vede Dumnezeu. Înaintea lui Dumnezeu nu există măști. Cu toții suntem goi și descoperiți. Suntem așa cum suntem în realitate. Și așa ne vede Dumnezeu. Și Dumnezeu îi spune acestei biserici, dă masca la o parte. Tu nu știi cum ești. Nu te considera bogată, nu te considera spirituală, nu te considera neprihănită. Vino, de urgență și pocăiește-te. Pentru că dacă te chem la pocăință și te mustru, e dovada că te iubesc. E dovada că îmi pasă de tine. Eu mustru și pedepsesc pe toți aceia pe care iubesc. Sunt oameni care când aud chemarea la pocăință se irită. Vai frate, mai lasă-ne cu pocăința. E chemarea iubirii lui Dumnezeu. E chemarea Harului Ceresc. Dumnezeu ne dă șansa să ne întoarcem la El. De ce? Ca să fim ceea ce vrea Dumnezeu să fim. Ca să devenim ceea ce vrea Dumnezeu să devenim. Când o biserică nu e ceea ce vrea Dumnezeu să fie, singura soluție e ca biserica să se pocăiască. Oare biserica noastră are nevoie de pocăință? Oare eu am nevoie de pocăință? oare tu ai nevoie de pocăință? Ne putem analiza punându-ne această întrebare. Sunt acolo unde vrea Dumnezeu să fiu? Sunt ceea ce vrea Dumnezeu să fiu? Dacă răspunsul e vai frate, dură întrebare. Nu sunt acolo unde vrea Dumnezeu să fiu. Iată soluția harului. Pocăiește-te împreună cu mine. Să ne întoarcem cu toată inima către Dumnezeu. Să renunțăm la orice compromis și să-l slujim pe Domnul cu toată inima noastră. Dragii mei, în momentul în care o biserică se pocăiește, va fi focalizată pe iubirea lui Dumnezeu. Ea va căuta adevărul cu tot ce are. Pentru că iubirea și adevărul merg mână în mână. O biserică care s-a pocăit este o biserică care îl iubește pe Dumnezeu cu toată inima, rămâne în adevăr și promovează adevărul lui Dumnezeu. Pentru că adevărul duce la mântuirea oamenilor. Dar adevărul trebuie spus în dragoste. O biserică care nu are dragoste pentru adevăr, este doar o biserică activă. Este doar o biserică ce merge în lumea aceasta să facă propagandă religioasă. Noi trebuie să ducem mesajul în lume motivați de iubirea pentru Dumnezeu. Ca oamenii să vadă dragostea lui Dumnezeu în noi și să iubească adevărul care ne schimbă viața. Și nu putem să, să facem lucrul acesta decât printr-o atitudine sinceră de pocăință ne întoarcem cu toată inima la Domnul ca să-L iubim pe El. Ne întoarcem cu toată inima la Domnul ca să iubim adevărul Lui. Și în momentul în care adevărul prinde rădăcini în inima noastră, El îi va atinge și pe ceilalți. De asta este nevoie să ne pocăim. Să ne dorim așadar pocăința, să ne dorim așadar ca la baza vieții noastre să stea lucrarea pocăinței, ca să-L putem sluji pe Dumnezeu. Ca să-i putem atinge pe oamenii care au nevoie de cuvântul lui Dumnezeu. De asta ne cheamă Domnul să ne pocăim. Ca să putem fi folositori lucrării lui Dumnezeu. Mă rog ca Domnul să ne binecuvinteze în această seară și zidindu-ne viața pe adevărurile spirituale să creștem în asemănarea noastră cu Hristos. Primul adevăr și închem aici mesajele despre pocăință pentru că eu cred că am acoperit un spectru destul de, de larg cu privire la pocăință. Primul adevăr fundamental a fost acesta, pocăința. Și dacă am înțeles ce înseamnă ea și cum se manifestă ea, vom putea merge la celălalt adevăr, care este credința în Dumnezeu. Dar despre asta în sâmbetele care urmează, să zidim pe o bază puternică și viața noastră nu se va clătina. Dumnezeu să ne binecuvinteze. Amin. Vă invit acum să vă ridicați